Bună ziua, dragi antreprenori din comunitatea BNI România, dar și parteneri și prieteni ai acestora care urmăriți acest material video. Numele meu este Maria Dudman, sunt fondatoarea platformei Făbine, de asemenea membră în comunitatea BNI România și împreună cu BNI România am construit programul de mentorat pentru ONG-uri, care își propune să susțină 16 ONG-uri să crească, să rezolve diverse probleme cu care se confruntă cu ajutorul antreprenorilor din comunitatea menționată. Suntem deja la a doua întâlnire și sunt tare bucuroasă să povestim astăzi și să împărtășim din culisele echipei Mentor-Mentee, formată din Rejo Teglas de la Asociația HIFA România și Marius Lupoian. Mă bucur tare mult că suntem astăzi aici. Vă mulțumesc că ați acceptat să purtăm această conversație și să împărtășiți cu lumea ce proiect fabulos și cu impactul pe care îl doriți să-l generați. Și ca să nu mai pierdem timpul în cuvinte, haideți să îl invit pe Rejo să împărtășească cu noi ce face, cine este, care este misiunea Asociației HIFA România. Bună ziua, salutare tuturor! Sunt Teglas Rejo, psiholog la Asociația HIFA România Ajutor pentru Toți. Suntem o asociație care a fost fondată în 2000 în Târgu Mureș de către niște persoane cu dizabilități, iar scopul inițial era să ajutăm persoanele cu dizabilități, bolnavi cronici, să se reintegreze în societate și să aibă o viață cât mai aproape de viața normală pe care fiecare dintre noi putem să ducem. Astfel, în cei 20 și ceva de ani de activitate, am devenit una dintre cele mai cunoscute și cele mai active, cele mai prezente asociații în sfera socială în Mureș. Organizăm tot timpul fel și fel de evenimente culturale, artistice, literare pentru persoane cu dizabilități, evenimente sportive, tabere, zile de recreare. Multe familii în Târgu Mureș primesc cu regularitate pachete de alimente consistente de la noi. Aproximativ 350 de familii și în acest moment primesc îngrijire la domiciliu, suport, consiliere juridică, psihologică sau fel și fel de ajutor din partea asociației. Cam asta este activitatea noastră foarte scurt. Încercăm să trăim numele nostru, care este numele complet, este Asociația HIFA România Ajutor pentru Toți. HIFA derivă de la germanul Hilfe für alle, adică ajutor pentru toți. Și chiar vrem să trăim acest concept și oricine vine la noi cu o problemă de sănătate sau socială, atunci încercăm să ajutăm sau să găsim o modalitate, o organizație care este potrivit pentru cazul respectiv. Rezu, te ascultam. Okay. Și mă gândeam că la multitudinea de activități pe care le faceți voi, ar trebui să fiți o dita-i corporație. Și vreau să te întreb acum, câți oameni sunteți voi în echipa HIFA acum? Suntem în jur de 20-21 pic. Acum au fost niște angajări în anul curent. Și ceea ce e interesant, aproape jumătate dintre colegii mei trăiesc cu diferite dizabilități. Adică dizabilitatea pentru noi este ceva real, ceva normal și putem fi din cauza lor, pentru că le cunoaștem extraordinar de bine, foarte autentici. În momentul când ieșim și mergem la o familie unde există o problemă, o persoană cu dizabilități, abordarea noastră este una empatică, una naturală, una prin care noi redăm acea demnitate bolnavului, persoanei cu dizabilități, pe care, din păcate, în societatea noastră nu găsește oriunde. Adică le tratăm ca niște oameni valoroși, oameni frumoși, fără să simtă că ei ar fi o povară pentru societate sau pentru familie, pentru comunitate. Când îmi amintesc că ne-am cunoscut la Sibiu
Și povesteam de programul ăsta de mentorat și te-ai înscris imediat. Din multitudinea asta de activități pe care trebuie să le faceți și numai activitățile sunt complexe, cât și oamenii cu care lucrați necesită atenție. Ce ți-ai propus tu să aduci pe masă și să rezolvi în programul de mentorat? Pentru ce ai nevoie de susținerea antreprenorilor din România? Am ales o tematică, un proiect care probabil va impacta toată România, pentru că lucrăm pentru toate ONG-urile din țară. Concret, fac o cercetare, fiind în paranteză, acum menționez, sunt și student din nou în anul terminal și trebuie să fac lucrarea de licență, fac asistență socială, că îmi place domeniul. Și fac o lucrare care conține o cercetare în lumea antreprenorilor. Aș vrea să aflu oare de ce nu s-au dat 500 de milioane de euro anul trecut către sfera ONG-ului. Pentru că se putea, fără niciun cost, fără ca antreprenorul să dea din buzunar un leu, se puteau bina acești bani din impozitul de profit a companiilor. Și totuși vreo 500 de milioane de euro nu s-au dat. Și aș dori să înțeleg acest fenomen, după care probabil vor ieși la iveală anumite motive, unele obiective, altele subiective, uneori din partea antreprenorului, uneori din partea contabilului, probleme de comunicare sau necunoaștere, etc. Și în momentul când avem acele motive, le înțelegem, le analizăm și le prioritizăm, vom face cu ajutorul colegilor din BNI, mai ales a contabililor, dar și a antreprenorilor, niște filmulețe, tips and tricks, how to do, ce anume să facă antreprenorul, cum să facă, ce anume să facă contabilul, ce să comunice cu antreprenorul, acte, date limită, etc. Tot să fie foarte simplu de înțeles pentru toată lumea că se poate face acest lucru și impactul ar putea să fie extraordinar de mare. Gândiți-vă, doar un 10 milioane de euro, dacă în momentul de față ar ajunge în sfera ONG-urilor, cultură, sport, artă, sănătate, probleme sociale, în mod cert am salvat niște vieți, foarte, foarte concret, niște copii, poate niște adulți, efectiv ar trăi din cauza faptului că antreprenorii s-au trezit că, uite, se poate face acest lucru și hai să facem cu toții. Deci cam asta este. Unul la mână, să înțelegem de ce nu s-a întâmplat. Doi la mână, să facem un plan în care efectiv facem niște videouri, filmulețe, pe care cu ajutorul unor influenceri în zona de business, BNI, de exemplu, în primul rând, dar și prin alte canale, să ajungă la cât mai mulți antreprenori sau la toți antreprenorii și contabili din România. De foarte scurt, cam asta ar fi proiectul. Și cum ziceam, fiind an terminal la facultate, asta o să fie și lucrarea mea de licență, această cercetare. Un proiect foarte nobil și cu impact major, atât pentru ONG-urile din România, cât și mai ales pentru cei care au nevoie de susținerea ONG-urilor. Marius, știu despre tine că ești și antreprenor și ai și ONG, așa că m-a bucurat extraordinar de tare să văd interesul tău în a susține alte ONG-uri să rezolve problemele cu care se confruntă. Îți mulțumesc tare mult că ești mentor pentru Rejo în proiectul pe care își dorește să-l împlinească. Cine este Marius Lupoian pentru cei care ne urmăresc acum și mai ales pentru cei care poate nu te cunosc din întâlnirile BNI? În primul rând, mulțumesc și eu de invitație. Am acceptat din prima să fiu mentor, chiar dacă nu aș știu de la început ce anume pot să ofer. Dar pornind ca antreprenor din zona culturală, din zona ONG-urilor, empatizez cu nevoile și luptele pe care le ai ca și ONG și trecând deja prin asta, pornind de acolo și ajungând să am și un business care deja intră în al patrulea an și pe care îmi doresc să-l dezvolt, am și știind energia mea, dorința mea de învățare continuă și
Știam că cumva o să găsesc creativitatea mea și așa mai departe, o să găsesc o cale de a fi util. Cine este omul? Este un om pasionat de oameni, pasionat de educație și de dezvoltare continuă, de învățare continuă. Cred că lumea asta poate fi o lume mai bună dacă suntem mai conectați. Cred în magia aceasta de colaborativă între oameni. Adică cred că dacă fiecare dintre noi ar fi mai dispus să ne ajutăm și să ne gândim și la impactul pe care îl creăm și la ce lăsăm în urmă, cred că ne-ar merge și mai bine personal și am fi și mai fericiți și mai mulțumiți. Așadar și business-ul meu tot în zona asta este de educație, educație pentru copii, educație prin joc, educație, na, practic organizăm evenimente pentru copii, încercând în toate acestea să introducem întotdeauna și elemente educative. Întotdeauna. Pentru că atunci când copilul se simte bine, e cel mai ușor să-l și educi. Da. Iar ce îmi doresc cu acest program este să reușesc să-l ajut pe Rezo să ajung mai aproape de obiectivul lui. Mi-a plăcut foarte mult viziunea lui și faptul că din start s-a gândit că ceea ce vrea el să facă ajută pe toată lumea. Adică n-a venit cu o nevoie personală, ci a venit din start cu o nevoie globală și mi s-a părut că e foarte tare și că merită susținut. Și sperăm să ducem la capăt și o să mă implic până la capăt în partea asta și să sperăm să găsim răspunsul la întrebarea cum pot fi ajutați antreprenorii mai ușor să sponsorizeze zona de ONG-uri și să o facă conștient, să aleagă bine, adică nu doar să scape de bani, ci chiar să, pentru că sunt foarte multe organizații care chiar fac lucruri miraculoase. Și la ce face Rezo, chiar acum ieri i-am cunoscut și pe cei de la Polizano, de exemplu, care salvează vieți și sunt foarte multe ONG-uri care au nevoie de susținere. Cam asta este, pe scurt, despre mine. Care este stadiul proiectului vostru? Fiindcă știu că voi, știu pe Rezo, care a comunicat mai mult cu noi, ne-a zis că v-ați întâlnit, era într-adevăr și era entuziasmat de toate ideile pe care le-ați găsit. Cum sunteți acum? Păi da, am avut o întâlnire care a fost foarte, foarte creativă. Cumva, din start am rezonat pe idei și am construit și am găsit soluții cum poate fi implementată. Acum suntem la stadiul în care încercăm să vedem în ce direcție o ia, practic, legislația din România, fiindcă dacă partea aceea din impozit care putea fi alocată ONG-urilor nu va mai putea fi alocată și să fie și un beneficiu pentru antreprenori sau cumva nu va mai scădea din impozit, din taxe, practic, vor trebui să, dacă de acum vor trebui să dea din buzunarul lor pentru a susține zona ONG-urilor, se schimbă total perspectiva. Practic, în momentul de față așteptăm să vedem dacă merită să mergem pe direcția asta sau o să căutăm prin proiect alte răspunsuri la întrebarea asta, cum putem să ne ajutăm reciproc, pentru că practic partea asta de dăruire, adică dacă dai într-un loc care știi că ajută oameni să devină și mai, adică să se dezvolte și să nu rămână niște asistați social, adică dacă tu ajuți oameni care în prima fază, la prima vedere, sunt oameni cumva care nu o să aibă nicio șansă de a crea un venit propriu, de a fi de sine stătător și mai departe, dacă tu reușești să-i ajuți, tu practic creezi o societate mai bună, te faci mai ușoară și ție. Dar clar, provocarea e mult mai mare dacă vor trebui să dea din buzunarul lor și nu statul va renunța la cumva posibilitatea asta de a o face fără să te coste. Deci cumva așteptăm acum să vedem ce se întâmplă și pe urmă o să încercăm să contactăm cât mai mulți antreprenori și să vedem exact cum, unde este problema și cum putem mai ușor să dăm drumul la... Și dacă mai e doar un an de zile, tot ar conta. Ar fi doar un an de zile dacă s-ar putea
obținem totuși niște fonduri care să meargă în niște locuri care sigur vor aduce un impact pozitiv, să facem. Mă gândesc acum și văd proiectul vostru, într-adevăr, s-ar putea să existe nevoia să fie unul și pe termen scurt și altul și pe termen lung. Sunt tare curioasă și cum veți alege să le îmbinați aceste două perspective, astfel încât proiectul să-și atingă obiectivul până la sfârșitul programului de mentorat și voi să primiți susținerea de care aveți nevoie, fiindcă la ce mă gândesc este că gândiți cum o strategie, dar avem nevoie de răspunsurile acelor antreprenori pentru a putea atrage concluzii și pentru a putea desemna, poate, noi pârghii și noi moduri de colaborare între ONG-uri și antreprenori. De ce nu? Da, eu cred că oricum ar trebui să ne mișcăm cât mai repede și până la urmă și dacă va legea asta, nu știu, peste 6 luni sau peste un an va mai fi valabilă, cred că cât mai repede trebuie să reușim să mișcăm ceva dintr-o parte în cealaltă. Și pentru că odată ce ai creat, cum ai spus, pârghia aceea între ONG-uri și oameni de afaceri, cred că ea poate să continue și după aia, adică să găsești cumva un fel în care să circule cumva activitățile celor două și să fie complementare cumva. Adică da, asta ar fi idealul, adică să nu depinzi doar de acei bani de la stat, dar știm din experiență că în statele în care nu există aceste posibilități, probabil că ONG-urile nici nu primesc așa de mult, adică omul dacă nu are și un avantaj, sau dacă, adică e greu să convingi la nivel macro foarte mulți oameni să dea dacă cumva ei nu au niciun avantaj. Din păcate, asta e greu pe termen lung să faci asta. Adică poți doar așa să dezvolți niște strategii punctuale pentru un anumit ONG să facă asta, dar să dezvolți ca strategie de dezvoltare a unei țări, cum ne gândeam noi până la urmă, adică să schimbi societatea, clar că ai nevoie și de un cadru legislativ care să te ajute. Adică altfel fiecare asociație va fi pe cont propriu și va trebui să-și găsească forme aproape comerciale de a se autosusține. Adică prin marketingul pe care îl fac companiilor și așa mai departe. Dar deja asta este cu totul altă strategie. Dar da, evident că trebuie să ne gândim și la ea. Mulțumesc tare mult, Marius, pentru completări. Rejo, aș vrea să te întreb ce ai primit până acum din programul de mentorat? În primul rând, un suport fantastic. Și în acest moment îmi este foarte, foarte important acest fapt că am în spatele meu o echipă întreagă care mă încurajează, care vor să vadă acest proiect ca și o reușită, ca și un succes și niște promisiuni foarte clare că în diferite etape a proiectului, în funcție de ce anume este nevoie, mă pot baza pe ajutorul unor oameni contabili, firme de media, antreprenori, deci știu că nu sunt singur. Nu este ușor, recunosc, nu este ușor și sunt multe provocări, dar am prelut puțin. Da. Nimic, o să-l așteptăm să se întoarcă pe Rejo. Cel mai probabil a fost sunat, fiindcă fiind înregistrarea pe Zoom, se întâmplă să te scoată. Dar și sunt convinsă că o să continue ideea când se întoarce în conversație, cum de că și vine. Hai să vedem. Salutare! Bună! Am Ne revenit. Bucurăm că ai revenit, Reza. Da. Laptopul s-a închis dintr-un motiv sau altul. Clipă să setez cu una. Ok. Bun. Deci am revenit. Deci suportul și acele promisiuni că și asigurări că ceea ce fac e bine și se dorește și acest lucru are un sens nu doar pentru mine, nu doar în ochii mei, ci și a comunității, a prietenilor, a colegilor din BNI și asta îmi dă putere. Îți mulțumesc tare mult.
Marius, pentru tine cum a fost până acum? Pentru mine a fost foarte plăcut să descoper un om, în primul rând, atât de darnic și care, deși n-am avut timpul pe care mi-ar fi dorit să-l am și să fim poate mai conectați, dar asta poate că și el este foarte activ, nu doar eu. Timpul puțin pe care l-am petrecut a fost unul inspirativ și mi-a dat încredere că orice ajutor, sfat sau sugestie îi dau, o ia în serios și chiar încearcă să scoată din ea mult mai mult decât i-am dat eu. Adică am văzut un om care chiar are pasiune vis-a-vis de ceea ce face și cumva și este dispus să lupte, cum am zis, nu numai pentru el, ci pentru o comunitate de oameni darnici. Și asta este inspirativ și îți dă încredere că societatea asta are oameni valoroși și că progresul pe care îl dorim cu toții este unul realist. Mă gândeam acum că ceea ce îți dă un program de mentorat, și acesta și poate și altele, este că îți creează un cadru prin care poți ajunge să cunoști cealaltă persoană cu care probabil ai avea șanse foarte mici să te întâlnești din cauza diferenței de domeniu. Însă în programul de mentorat, dacă ne angajăm să ne vedem cu o anumită regularitate sau ne-am angajat că suntem parteneri, ne vom întâlni, ne vom asculta și ne vom permite, practic, să ne cunoaștem reciproc. Și acum mă gândeam la aspectele menționate de Rejo mai devreme, faptul că programul de mentorat se întâmplă în comunitatea BNI, că se întâmplă în comunitate, practic face să dea și mai mare putere tuturor proiectelor implicate în proiect. Fiindcă este primul layer de susținere, cel pe care ONG-urile îl primesc direct de la mentorii lor și este întregul grup de mentorat care ne dorim să susținem și ne dorim ca proiectele propuse de ONG-uri toate să fie câștigătoare, toate să-și atingă obiectivele, astfel încât impactul cu adevărat să fie multiplicat și, practic, toate organizațiile implicate, cele 16, să beneficiem nu numai de rezultatul muncii cu echipa noastră, și de tot ceea ce fac toate celelalte organizații. Vă mulțumesc tare mult pentru că am fost împreună. Îmi doresc însă, acum, înainte să încheiem și înainte de momentul mulțumirii mentorilor și sponsorilor incluși în program, să transmiteți mesajul vostru către cei care ne urmăresc. Și cei care ne urmăresc sunt membri ai comunității BNI România și poate și viitor parteneri și membri ai comunității BNI România. Din partea mea, doar un mulțumesc frumos din toată inima. Mulțumesc pentru ajutorul oferit și pentru atitudinea pozitivă cu care am fost acceptat în acest program și ajutat. Mulțumesc! Mulțumesc, Jean Marius! Eu aș ura un mesaj să luăm cu toții the hard way, care de cele mai multe ori este the easy way, și să încercăm să fim de folos și să ajutăm chiar și atunci când poate timpul sau resursele parcă nu ne ajung. Și de cele mai multe ori asta o să ni se toarcă și în moduri neașteptate și asta sugerez tuturor. Să nu stea în zona de confort și să acționeze, să ia de hard way în mâini. Mulțumesc tare mult, Marius, pentru îndemn și amândurora pentru prezența în această conversație și pentru participarea în programul de mentorat și pentru tot efortul și resursele pe care le puneți împreună. Și fiindcă suntem la sfârșitul întâlnirii, vreau să mulțumesc și celorlalți 23 de mentori, antreprenori din comunitatea BNI România, care au ales să investească în ONG-urile din program pentru a crește o Românie mai frumoasă pentru fiecare dintre noi și în egală măsură să mulțumesc tot antreprenorilor din BNI România care au ales să sponsorizeze acest program, astfel încât el să se poată și întâmpla, fiindcă vorbim des în ONG-uri și lucrurile pe care le fac ONG-urile tot cu bani se întâmplă. Și sunt recunoscătoare pentru că în comunitatea BNI am găsit atât antreprenori cât și deschiderea conducerii BNI România pentru a construi acest program și mai ales echipei BNI Business Voices.
Să ne revedem cu bine, să vedem la sfârșitul lunii decembrie ce reușim să facem împreună. Am toată încrederea că vor fi rezultate foarte, foarte valoroase și pentru Rejo și Asociația HIPA, cât și pentru toate ONG-urile din România. Și de-abia aștept să le văd, așa cum vă spuneam, în concret manifestate. Mulțumesc tare mult și să ne revedem cu bine!